Control judiciar pentru Silvestru. Cred că mai știu ce am fost pe 9 aprilie. Aveți control judiciar? Nu. Aveți control judiciar? Nu. Ajutor din partea AUR pentru strângerea semnăturilor? Am avut parte de ajutorul tuturor naționaliștilor. Sunt vreo 3-4 formațiuni politice care m-au ajutat să strâng semnăturile. Lasă-mi să răspund. S-au falsificat acele semnături sau nu? Nu, n-ai de unde să știi. Domnul Șoșoacă, ați spus că ați oferit sub controlul judiciar. Este adevărat? Și-a oferit George ajutorul, George Simion ajutorul. Domnule Șoșoacă, ați fost pus sub control sau nu? Ca să știm. Nu, nu. Păi ați zis la început că ați fost pus sub control pentru șoacă. Lasă-mă să-mi citești eu toate. Ce spun? Deci unde ați fost pe data de 9? V-au ajutat cei de la AUR să falsificați? Dar de ce să vezi? Ore de audier, ce l-ați spus? Nu au fost 8 ore, au fost 30 de minute de audier. Stai puțin, Mariana. Poftim? Ce v-au întrebat și ce l-ați răspuns procurorilor? Am stat foarte puțin de vorbă cu ei. Cei mai mulți au fost înainte. Eu am stat doar să aștept, a audiat un singur procuror și din cauza asta a durat așa de mult. Din listele de semnături pe care le-ați depus, au fost semnături date de George Simion sau de cei de NAU? Aveți grijă. Vă rugăm. O grămadă de oameni m-au ajutat. Cei de la AUR i-ați cerut lui George Simion ajutorul? Asta n-am înțeles. Păi de ce să nu? E o frăție de naționaliști. PNL și cu PSD s-au unit, da? Struțo Cămila aia din trei capete, PMP, USR, și nu mai știu cine s-au unit și au liste comune. Adică naționaliștii n-au voie să se unească. A fost nevoie să falsificați semnături? Nu, n-a falsificat semnături. Ați depus la DNA pe numele soției dumneavoastră? Ați falsificat semnături? Nu, nu v-am spus. Pe data de 9-10 ați fost la sediul AUR, v-a ajutat George Simion? Pe 9-10 aprilie ați fost la sediul AUR? Cum ați strâns cele 100.000 de semnături? Mai puțin să răspund, ați fost pe 90. Am vorbit de multe ori cu ei, nu știu pe unde și în ce locații, nu doar cu ei, cu mai mulți, de la multe formațiuni politice, civice, ONG-uri, nu mai știu data, nu îmi cere să fiu atât de precis acum. S-a luat cont. Cum a reușit să obțină acele semnături sau doar vine? Hai, Mariana, zi și tu, stai așa, gata. Hai, Mariana. Un pic, pentru că nu pot alerga oamenii cu aceste camere grele. Așa, m-am oprit. Nu v-a spus cum a obținut semnăturile? Așa, m-am oprit pentru tine. Domnul Simion v-a spus? Zi! Domnul Simion v-a spus? Ai zis ceva de europarlamentare tu. Deci o întrebare. O să mai fiți candidat independent pentru... Da, duminică sunt alegeri, da. V-au pus sub control judiciar? V-au pus sub control judiciar? Credeți că vă afectează în vreo măsură? Da. Dracu știe dacă mă afectează, nu, sau nu. Ați discutat cu domnul Simion? Ați discutat cu domnul Simion despre semnăturile? Am discutat cu o grămadă de lideri politici, o grămadă de semnăturile dumneavoastră. Ați fost pus sub control judiciar sau nu? Ați spus la început că ați fost pus sub control judiciar. Bă, dimineață Alex, o să mă duc la secția 6 poliți. Nu știu ora. Dar procurorul a spus într-un comunicat de presă că ați fost pus sub control judiciar. Dacă au dat comisie, nu înseamnă că așa e. Semnăturile pe care le-ați depus, câte dintre ele v-au fost înmânate de cei de la AUR? Că v-au dat un teanc sau nu v-au dat un teanc? În primul rând că eu nu m-am ocupat, am avut avocați care s-au ocupat de semnăturile alea, nu sunt eu pe acolo băgat. Și nu v-au comunicat avocații câte dintre aceste semnături v-au fost înmânate de cei de la AUR? Au fost, sunt din ea de strâng, societăți care, aveți grijă acolo, care strâng semnăturile. E greu să le strâng singur, de asta sunt foarte mulți care fac același lucru. Informația, cei de la AUR au făcut publică informația că ați făcut plângeri la DNA pe numele soției dumneavoastră, fostei soții, că strâns... a făcut asta? Nu, că dumneavoastră ați depus plângeri la DNA pe numele fostei soții. Am eu plângere, n-are nevastă. Stai un pic. Bine, stau. Ultima întrebare a mea. Deci mi-aduc și după aia vorbești cu ei ca să mă lase în pace să plec? Ei, okay. Dacă vor. Una, ești totuși condamnat cu amendă penală. Da. Păi că n-am plătit-o nici până azi, că n-am bani destui. Da. Cât? Ai 17.000 de lei. 18. Vezi că dacă se va am dat 5.500 începe judecarea în acest proces, îți poate afecta pentru că o să iei cu executare conform legii. Nu judecarea contează. Dosarul trebuie instrumentat. După care știi bine procedurile. Tu mă întrebi pe mine că le știi foarte bine. Și mie îți afectează la această candidatură vechiul dosar penal. Nu, am avut o secundă. Am avut candidatura asta mea a fost contestată de 3 sau de 4 ori în alea 2 săptămâni cât au fost
posibile contestațiile și am câștigat de fiecare dată. De ce? De trei ori din patru le-a contestat chiar Diana. Una cu mâna ei și două printr-un avocat de la ea și nu mai știu pentru cine, da. Trei din patru am învins-o pe Diana, da. Gata. Păi ai zis că ultima. Hai că mai sunt și alții. Ia, stai, gata, stai. Nu, nu, spune tu. La cameră, vă rog, la cameră. Care și gata, stop. Aici așa. Frumos. Voiam să vă întreb, vă afectează în vreun fel imaginea dumneavoastră? Oh, bravo. Imaginea mai interferită de 4 ani. Ce să mai mă? Și mai avem chestii pentru alegeri. Doamna Șoșoacă. Da, nu e o problemă cu oamenii noștri care votează Șoșoacă, Silvestru Șoșoacă, sunt în general rebeli cu cauză din pandemie. Ați aflat că au fost susținători aur aici în fața parchetului? Am auzit meeting. Câți oameni au strâns cele 100.000 de semnături? De câți oameni câți ați avut întrebări? Pentru că sunt foarte greu de strâns. Mulți, în jur de 1.000-2.000. Și cât a durat? Dar despre plângerea la DNA ce ne puteți spune față de doamna Diana Șoșoacă? În cameră vă rog. Cât? Așa ne-a spus o doamnă avocată. Aici, stai pe scară! Nu scăpați de noi! Așezați-vă bine! Bun. Deci, Marian, tu ai vorbit, nu mai zici nimic. Ultima! Stai, gata! Vino și tu! Așa, fiindcă tu ai venit ultima și cu greu, zici ceva. Oșoacă! De unde ești? De la realitate. Stai realitatea să vorbească. Plângere. Șoșoacă s-a implicat în această plângere. Haideți că facem televiziune, nu ne distrăm. Păi da, voi vă visați. Facem presă, nu ne-am văzut că vă distrați. Vă rog, vi se pare mie că eu mă distrez cu voi. Nemâncat de azi dimineață, în nervi, așteptând ca fraierul cu gol. Domnule Șoșoacă, v-ați aliat? Asta e distracție pentru mine? Atunci ți-ai întors spatele cu Euronews-ul tău cu tot. Nu facem circ. V-am să vă întreb, v-ați aliat cu domnul Simion pentru a aduna semnăturile de care ați avut nevoie pentru a depune candidatura? V-am spus clar că au fost mult mai multe partide și foarte multe ONG-uri care au pus umărul așa ceva. Dar și aur, mult mai mult. Dar și aur concret. Toate partidele naționaliste. Ce interes au cei de la aur să strângă semnături pentru dumneavoastră când au proprii candidați? De ce? Nu știu câte au strâns ei și câți au strâns ONG-urile care colaborează cu mai mulți. Dar să știți că au spus că nu este adevărat că v-au ajutat. E posibil, e posibil să nu fi fost de la ajutat sau nu v-au ajutat? Știți cu certitudine că cei din aur v-au ajutat să strânge semnăturile? Da, sau nu? V-am spus că nu și procurorul a spus același lucru. Dar ați avut o discuție cu George Simion pe acest subiect? Băi, George, ajută-mă cu... Am vorbit cu toți liderii de partide politice și ce v-a spus concret, evident ați vorbit, dar ce v-a spus concret George Simion? Mai ales liderii de partide neparlamentare. Ce v-a spus concret George Simion? 15 secunde? Da, 15 secunde. Frate, mergem împreună, nu știu ce, cam atâta lucru, dar eram la un pahar de vin, să știi, nu eram la o discuție. Și în ce s-au concretizat acel mergem împreună? Nu, nimic. Liste? Nu era vorba, nu. Nu, dacă era listă împreună, mergeam așa. Nu, mă refer. Nu, rămâne împreună pe cale naționalistă. Nu sunt atent la aia. Toți, aveți grijă și voi acolo. Mulțumim. O să devii europarlamentar zi. Dacă iau 3%, da. Dacă iau 3%, da. Dacă nu iau 3%, nu. Amna a spus că... Oșoacă. Are aici lângă tine n-am cum. Nu, spre o implicare. Nu. Diana în ce? Să aibă în... Acum, în acest dosar. Păi e denunțul ei. I-a făcut. Da, bineînțeles, dar cine? De eu n-am al dușman Mariane pe lumea asta, decât presupuneți sau încă Șoșoacă și viitoare Macovei. Eu nu am al dușman. I-a făcut denunță, este o presupunere sau o certitudine? Întrebați-o și pe ea. Nu, pe dumneavoastră vă întreb. Diana Șoșoacă a făcut acest. Am spus cu Euronews, nu vorbesc. Mulțumesc. Atunci cu Antena 1. Puteți să ne spuneți dacă doamna Șoșoacă a făcut acest denunț? Sunteți siguri de acest lucru? Da, sunt sigur. A declarat-o public acum vreo 3 săptămâni. Nu. Hai să fim serioși. Din oficiu, dacă e cazul, se autosesizează ăștia pentru toate, absolut pentru toate partidele, pentru toți cei 4 candidați independenți, dacă ar fi fost oficiu. Asta e sesizare. Punct. Și Diana, încă soția mea, a declarat acum vreo 3 săptămâni de zile, dacă public, nu știu dacă o găsiți pe undeva, că ea mi-a făcut la DICOT ceva de genul ăsta, că da. Da, ia. DICOT, parchetul general, parchetul general. I-a făcut acolo la DICOT, sau cel puțin așa am reținut eu din ceea ce am văzut pe internet. Au fost ridicate telefoanele dumneavoastră și dacă ați dat probă de scurs Da. Mi-a fost ridicat telefonul, alt telefon nu am. Nu știu de unde fac, n-am niciun număr de telefon, Nu știu cum iau contact cu lumea din jurul nostru. De câte ori trebuie să semnați acel control judiciar? Nu știu, mâine voi vedea. Dumitru Silvestru Șoșoacă, încă soțul Dianei Șoșoacă, susține că dosarul
a fost deschis în urma unei plângeri a soției sale, n-a prezentat nicio dovadă în acest sens, a fost pus sub control judiciar, n-a răspuns clar la niciuna dintre întrebări referitoare la sprijinul AUR sau George Simion, dacă l-au sprijinit sau nu. Toate răspunsurile lui au fost foarte vagi, m-au sprijinit toate partidele, m-au sprijinit multe partide, n-am vorbit cu George, am vorbit 15 secunde la un pahar de vin, mi-a zis că suntem alături, dar niciun răspuns concret. Înainte, acum ceva vreme, în fața parchetului general a fost un protest al celor de la AUR, au venit parlamentari AUR, a venit inclusiv unul din liderii de top ai AUR, Claudiu Târziu, au susținut că avem de-a face cu un dosar fabricat, că e statul paralel, etc. Este însă, se poate obține efectul invers, sunt și scenarii cum că acest dosar ar putea ajuta de fapt AUR, pentru că partidul apare drept persecutat de statul paralel. Am văzut martori aduși cu mandat aici de polițiști în uniformă și s-ar putea să obțină exact efectul invers, și anume să vedem o mobilizare mai mare la urne pentru cei de la AUR, pentru că se merge pe principiul victimizării, uite ce ne face statul paralel, votați-ne, și s-ar putea să și obțină ceea ce și-au dorit. Dosarul este apărut cu 3 zile înainte de alegeri. George Simion n-a venit astăzi la audiere, deși din comunicatul dat publicității, dat presei de parchetul general, reiese că el ar fi principalul suspect în acest dosar, cel care a instigat la falsificare de semnături. N-a fost aici, au fost în schimb mai mulți membri AUR aduși cu mandat de aducere, veniți cu polițiști în uniformă. Am avut inclusiv o candidată la europarlamentare, un candidat la primăria sector 4, aceștia au venit singuri, n-au venit cu mandat de aducere. George Simion n-a fost citat încă, apăruse informația că va veni mâine, nu se știe sigur dacă va veni mâine sau nu, este încă improbabil, rămâne de văzut cum va evolua acest dosar. Vă mulțumim!